Doamne ajută și mă bucur să ne reîntâlnim. De data asta o să vorbim despre săptămâna de rugăciune ecumenică. Această săptămână de rugăciune care pentru unii a trecut neobservată, pentru cei mai mulți, dar pentru alții mai puțini, a prezentat un mare interes, o mare dezamăgire și un mare subiect de discuție. Mai ales unii foarte vocali pe internet, pe conturi, foarte multe conturi fictive, răspundeau fel și fel de păreri personale. Despre asta aș vrea să vorbim un pic, pentru că sunt lucruri care trebuie lămurite. Am văzut recent ce spunea și în altul Teodosie de la Constanța, referindu-se la ecumenism și la rugăciunile cu ereticii, dar am văzut și alte reacții pro și contra. Bineînțeles, vechiul război între aripa progresistă, să spun, al lui Bănescu, Bănescu format la Cluj, între așa zis și intelectuali de la Cluj, și aripa tradiționalistă a lui părintele Teodosie de la Constanța. Aș vrea să încep cu a sublinia un aspect, un aspect pe care poate puțin l-au observat. Și anume, am să vă arăt câteva imagini care o să ne relateze, de fapt, realitatea la fața locului. Uitați aici, de exemplu, vedem câțiva reprezentanți ai unor culte religioase. Uitați-vă, vă rog, la poziția corpului lor. Se pare a fi oameni plictisiți, oameni care nu s-au dus acolo că le place sau că vor ei să meargă, ci pentru că așa trebuia. Iar pentru că așa trebuia, s-au dus, bineînțeles, să facă act de prezență. Unul citește, celălalt se uită în sus, altul se uită în jos, altul ține mâinile nu știu cum. Deci se vede clar că nu trăiesc momentul. Nu trăiesc, nu simt ceea ce se întâmplă acolo. Au făcut act de prezență și atât. Un alt aspect care aș vrea să-l scoatem în evidență și să-l discutăm este prezența publicului la aceste manifestații. Din câte se observă, uitați, aici avem și o poză din revista Lumina, din câte se observă foarte multe fețe bisericești de toate culorile religioase din România. Dar aceste fețe bisericești, bineînțeles, la fel cum am spus, nu cred că s-au dus de plăcere, de drag, mai ales că ei se contrazic între ei de multe ori așa când sunt în privat. Dar ceea ce vreau să subliniez și mai atent, uitați că apropiu aici, este prezența enoriașilor. Foarte mulți clerici din diferite confesiuni, dar enoriași prea puțin, aproape nimic, decât câțiva angajați ai bisericii și câțiva pe acolo. Ceea ce arată că poporul nu este interesat de aceasta, arată că poporul nu simte aceasta și că ecumenismul din popor este diferit față de ecumenismul politic pe care îl vedem în ziarul Lumina, în diferite prese religioase, dar chiar și în presa laică. Pentru că ecumenismul din popor este altul. Eu, cu alți prieteni de alte confesiuni, colegi de serviciu sau ce-am fi noi, suntem împreună la servici, în cetate, în oraș, adică metaforic cetate, suntem împreună de când ne-am născut și trăim foarte bine împreună, nu avem probleme cu unii cu alții. De ce este nevoie ca politicul să ne implice nouă și să ne impună nouă o altă formă de a ne respecta reciproc în care să amestecăm religiile, să relativizăm credința? Ei, aici este problema cea mai mare. Am să vă povestesc cu un caz practic pe care l-am trăit și l-am văzut, un caz mai mult haios, aș putea să spun. Un pastor protestant împreună cu un preot ortodox, împreună cu un preot greco-catolic în Ardeal și alte confesiuni pe acolo, au fost invitați de către primarul orașului să sfințească o troiță. Bineînțeles, primarul avea interes electoral. Fețele bisericești aveau un interes de a se pune bine pe lângă primarul, de a nu-l supăra pe primar. Și uite așa, această corelație între cei prezenți, cei implicați, a dus la un joc, să spun, sincretist, dar oarecum un teatru ieftin din partea tuturor. Ce s-a întâmplat de fapt? La rugăciunea de sfințire a Troiții,
l-au pus să stropească crucea cu aghiazmă pe pastorul protestant. Pastorul protestant ce-a făcut? A dat cu apă sfințită și a spus, se binecuvântează crucea aceasta cu, cu harul Duhului Sfânt prin stropirea cu această apă sfințită. Este clar că pastorul protestant care la casa lui de adunare strigă într-una mare că noi vrem să ne închinăm la cruce, că crucea e idol și așa mai departe, el care nu recunoaște harul în biserica ortodoxă și stropește cu apă sfințită crucea, tocmai el a stropit această cruce cu apă sfințită. Deci este un joc, cum să spun, teatral, care unii oameni îl simt într-un fel, alții îl simt în alt fel. Dar ce este? Că este o minciună. Iar această minciună pe care v-am prezentat-o la un nivel local, minciuna celor prezenți, adică care se înșelau unii pe alții între ei, aceasta se întâmplă și la nivel național. Dacă ni se cere și ni se impune de sus, atunci, de ce nu, o acceptăm cu plăcere. De fapt, cine ne impune de sus? Vă rog frumos să urmăriți materialul care urmează, în care veți vedea un jurământ pe care îl depun tinerii intrați în masonerie. Jur că începând din acest moment să mă deting drapurile Sfintei Miliția Templului, declar solemn și liber că fac din proprie convingere legământul de ascultare, de frecietate, de ospitalitate și de caritate, obligându-mă să susțin ecumenismul creștin și să practic apostolatul laic. Jur! Jur! Deci este clar. Odată ce ai intrat în masonerie, trebuie să ai o direcție clară din punct de vedere religios. O direcție clară care ți se impune în mod social, politic, economic, administrativ, la toate nivelele din stat. Pentru ca prin harul Spiritului Sfânt porunca legii celei noi să fie semănată, să încolțească și să prindă rădăcini ca să ne iubim unii pe alții și să nu căutăm voia noastră, ci mărirea lui Dumnezeu și zidirea bisericii Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeu! Pentru ca să piară sămânța uria certei, a dușmăniei și a tuturor patimilor ce ruinează unitatea bisericii și îi dezbină pe oameni și pentru ca să fie semănată și să rodească adevărata iubire, Domnului să ne rugăm. Doamne, durete-se noi! Aș vrea să vă povestesc o povestioară din istorie, istoria Bisericii Universale. O povestioară care sigur o să ne lămurească cu multe lucruri. E vorba de căderea Constantinopolului. În anul 1453, la data de 29 mai, a căzut Constantinopolul. De ce? Ce s-a întâmplat de fapt? Care este contextul acestor căderi? Și am să vă spun pe scurt. Turcii atacaseră de mult timp, de foarte mult timp, cetatea Bizanțului, capitala Bizanțului, dar nu au reușit să o cucerească. Totuși, la un moment dat s-au gândit să renunțe. Iar conducătorul armatei turcești a spus așa: hai să mai încercăm o noapte și dacă nu reușim nici noaptea asta, atunci plecăm. Ce s-a întâmplat în noaptea aceea? Au surgit împreună uniații. Uniații sunt acei care care au acceptat unirea catolicilor cu ortodoxii, cu reprezentanți din partea catolicilor. S-au adunat în Catedrala Sfânta Sofia și au făcut o rugăciune împreună. Iată că această rugăciune împreună nu i-a dus la un câștig, ci chiar dimpotrivă la o pierdere. Din câte știm din istorie, catolicii, cruciații, au oferit ajutor Constantinopolului cu condiția ca liderii, Constantin, care era atunci, să accepte și să promoveze unirea ortodoxilor cu catolicii. Iată că, dar această unire promovată politic nu a dus la nimic decât la o pierdere, pentru că Dumnezeu nu i-a mai ajutat. De ce nu i-a ajutat Dumnezeu? O să spunem, păi, dar a te uni cu cineva înseamnă pace. A face pace cu cineva e un lucru bun. Da, dar în privința lui Hristos nu merge așa. Hristos a spus clar, înapoi a mea, Satana.
Ei, în momentul în care pacea aceasta generează compromisuri, în momentul în care pacea aceasta ne aduce pierzare din punct de vedere sufletesc, schimbarea credinței și înșelarea oamenilor în ceea ce privește credința în Hristos, atunci, cu siguranță, această pace nu este plăcută lui Dumnezeu. Se tot aude vorbind despre erezie. Ce este erezia? Este schimbarea învățăturii de credință. Adică Hristos a lăsat o credință, iar noi facem o altă credință ca să-i mulțumim pe oameni, să-i mulțumim pe cei pământeni. E, iată, în momentul în care am schimbat această credință, am căzut în erezie. Aceasta este definiția ereziei, pe scurt. Și o să mai vorbim despre schismă și erezie și în cele ce urmează, probabil cu alte ocazii. Deci, odată ce credința a fost schimbată, a te uni și a face pace din punct de vedere religios cu cei care au schimbat credința, este o încălcare a învățăturii lui Hristos. Da, Hristos nu ne spune să ne certăm, să ne batem. Toată lumea știe și dacă ne uităm în jurul nostru, în satele, în orașele unde trăim, sunt oameni de diferite confesiuni. Ne înțelegem între noi, vorbim, nu ținem seama de cele religioase. Dar când e vorba de rugăciune, acolo nu se mai pune problema. Acolo deja sunt lucrurile cu totul altfel, pentru că acolo este vorba de Harul lui Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu, de Sfințenia lui Dumnezeu și așa mai departe. Am să vă spun în acest sens ce spune canonul 45 al Sfinților Apostoli. Pentru că apostolii s-au gândit și la acest aspect. Iată, am să vă citesc canonul. Canonul 45 al Sfinților Apostoli spune: Episcopul sau preotul sau diaconul, dacă nu mai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească, iar dacă le-a permis acesteia să se vărsească slujbe ca și cum ar fi clerici, să se caterisească. Deci, iată, dar Sfinții Apostoli au pus niște reguli clare în privința aceasta. Să înțelegem că Sfinții Apostoli, ucenicii lui Hristos, au fost răutăcioși, așa cum ne îndeamnă unii să credem? Nu. Ei n-au făcut-o din răutate, ci au făcut-o din dragoste pentru noi, ca să nu ne pierdem. Acesta este adevărul. Că lumea interpretează în felul ei, este de înțeles. Diversiunile, manipulările sunt la tot pasul și se bazează, aceste diversiuni și manipulări se bazează pe neștiința oamenilor. Dar în realitate, Sfinții Apostoli au lăsat aceste canoane pentru ca noi să nu ne pierdem. În ce sens să nu ne pierdem? Facem o actualizare la zilele noastre. Ceea ce au spus apostolii atunci, în urmă cu 2000 de ani, și ceea ce se întâmplă astăzi. De fapt, ce facem noi astăzi? Ne amestecăm, din punct de vedere duhovnicesc, cu cei care s-au rupt de credința în Hristos, de dreapta credință, și s-au făcut credință după mintea lor. Începând cu Luther, Calvin, începând cu papiștașii, da? Prin Filioque și așa mai departe. Toți aceștia și-au făcut o credință proprie, o credință după mintea lor, iar noi acum trebuie să o acceptăm din punct de vedere politic. De ce? Pentru că acest ecumenism nu este altceva decât o desacralizare a Duhului Sfânt, pentru că spun clar canoanele, cine s-a rupt de biserică și de învățătura lui Hristos, nu mai are Duhul Sfânt. Chiar poate pe unii deranjează, dar asta spun canoanele. Nu sunt invențiile mele sau al lui alt preot sau teolog ortodox. Sunt învățăturile bisericii. Practic, ce este acest ecumenism? Este un sincretism religios. Gândiți-vă, sunt mai multe adevăruri. Fiecare spune că el are de adevărul, că el deține adevărul. Ei, dar acest adevăr, practic, aceste adevăruri se bat cap în cap unul cu altul. Se contrazic între ele. Adică mai multe adevăruri care se contrazic între ele, ne luăm ca și cum ar fi un lucru adevărat. Este clar, este un sincretism, este o falsitate, este o minciună manipulatorie, clar, fără dar și poate. Dar noi, ca și creștini, trebuie să înțelegem un lucru. Una este creștinismul ca ideologie și alta este Biserica lui Hristos. Nu putem să confundăm creștinismul cu biserica. Pentru că biserica a fost înființată de Hristos la cinzecime.
acolo au fost apostolii, Duhul Sfânt a coborât peste apostoli, iar apostolii, prin succesiune, prin punerea mâinilor la hilotonie, au transmis acest har mai departe. Și avem și astăzi, prin episcop, care hilotonesc preoți și așa mai departe. Iată, această succesiune a rămas în biserică de la Sfinții Apostoli până astăzi. Cei care s-au rupt de biserică, așa cum spune în Evanghelie, mlădița uscată se taie și se aruncă în foc, cel care s-a rupt de biserică nu mai are această continuitate apostolică, nu mai are acest dar al Duhului Sfânt. Chiar dacă ei pretind, am văzut și foarte mult și la protestanți, că ei fac cina și că ei binecuvintează sfințește. Chiar era o emisiune foarte distractivă, așa, dar și penibilă simultan în același timp. Pustan de la Beiu și el spunea că are sfintele taine sfințite de el într-o cutiuță acolo. Dar practic el nu poate să sfințească pentru că el nu are Duhul Sfânt. Și la fel, toți cei care s-au rupt de biserică nu poate să sfințească pentru că nu au Duhul Sfânt. N-au cum. Dar, bineînțeles, cum am spus mai înainte, asta este o problemă care privește pe cei ce vor să se mântuiască. Cei ce nu vor să se mântuiască și își fac religiile lor după capul lor, este problema lor. Dar noi trăim într-o comunitate, ca și prieteni, ca și vecini, fără să ne cramponăm de aceste lucruri. Noi nu ne cramponăm, nimeni se cramponează aceste lucruri, deși vin unii și ne spun că din cauza religiilor s-au făcut războaie. Hai să fim serioși. Faptul că au fost niște fanatici, niște bolnavi psihici în istorie, care au făcut războaie, nu înseamnă că religia a fost de vină. Învățătura de credință a niciunei religii din lume nu te îndeamnă la război. Deci asta să fie clar, nu religiile sunt de vină. Că au fost niște fanatici, este treaba lor. Acum, ce vină are religia că americanii cu rușii se bat în Ucraina? Dar nimic, dau un exemplu, da? Din zilele noastre. Sau americanii în Yemen bombardează. Sau rușii în Ucraina bombardează. Ce vină are treabă? Ce treabă are religia cu treaba asta? Deci sunt clar niște absurdități, niște lozinci subliminale care se inducă în mintea omului un lucru fals, care de fapt nu are treabă cu realitatea. Fanatismul nu are treabă cu creștinismul, cu religia, cu ortodoxia. Ortodoxii niciodată nu au fost fanatici. Dacă au fost dintre ortodoxi câțiva fanatici, ăștia nu sunt decât o extremă opusă extremei ecumeniste. Vedem, nepomenitorii de astăzi, da, ce sunt? Sunt opusul ecumenismului. Sunt practici, sunt niște opusuri în sensul pătimaș, nu în sensul duhovnicesc. Pentru că ei ce fac? Ăștia îți fac compromisul, ăștia vin cu atac la persoană, cu jigniri, cu uiduieli, cu tot felul de interpretări personale a unor canoane și așa mai departe. De aceea spun, nu trebuie să privim lucrurile habotnic. Biserica este una, creștinismul este alta. Iar cei care cad în extreme o fac pe proprie răspundere, periclitându-și singur mântuirea. Practic, ce este ecumenismul? Este o rampă de lansare spre New Age. Din ecumenism se ajunge la New Age. Deja ecumenismul este depășit. Sunt unii care se limitează. Sinodul din Creta, ecumenismul, da, și astea sunt rele. Dar sunt unele rele care deja sunt mult mai mari și au depășit aceste subiect. Cei care s-au plafonat, văd atât, nivelul la care ei s-au plafonat. Dar problemele sunt mai mari. De ce? Pentru că apare New Age. Ce este de fapt New Age? Este un amestec dintre toate religiile lumii. O supra-religiile, unii o numesc curent religios, alții o numesc mișcare religioasă, dar practic este o religie care spune că a trecut vremea creștinismului și urmează epoca vărsătorului. Practic, tot creștinismul este anihilat, Hristos este negat ca și Dumnezeu, Hristos este doar un înțelept al lumii după curentele New Age, este un înțelept dintre oameni, dar nu este Dumnezeu. Este doar Fiul lui Dumnezeu, dar nu și Dumnezeu. Asta este curentul New Age. Și am să vă arăt câteva imagini de la o întâlnire de săptămâna asta de rugăciune, din anul acesta, da? Uitați aici, un mitropolit ortodox împreună cu un rabin care nu este ortodox și care nu crede în Dumnezeirea lui Hristos. Se roagă împreună, se îmbrățișează, au un dialog între ei și așa mai departe. Ca un dialog, nu este nicio problemă. Foarte bine. Dumnezeu să le ajute. Toți trebuie să dialogăm între noi, indiferent de confesiune. Dar a ne ruga împreună deja este cu totul altceva. Uitați aici. Se vede foarte bine.
imaginea respectivă. Dar la fel, ca și în toate întâlnirile acestea ecumeniste din țară, oamenii cam lipsesc. Mai mult Dălceava se duce pe internet și în mass media. Oamenii nu prea sunt interesați de subiect și pe undeva este de înțeles. Oamenii au poverile lor, au greutățile lor, au necazurile lor și unii chiar le ignoră pentru că le văd niște absurdități. De ce le văd absurdități? Nu sunt un lucru din inimă, că eu, omul care trăiesc în sat sau în oraș, cu vecinul meu de altă religie, da? Eu mă înțeleg cu el. Nu e nevoie să vii tu să-mi spui la televizor și să-mi tratezi niște linii de gândire, astfel încât eu să mă înțeleg cu vecinul după niște standarde pe care mi le impune televizorul, presa, internetul sau alte curente din acestea programate și organizate de către mai mari lumii. Nu. Eu pot să mă înțeleg cu vecinul meu de altă religie foarte bine și fără să îmi impună mie cineva. Ce spunea Părintele Dumitru Stăniloae? Vor să relativizeze credința. Adică credința cea dreaptă o pun la nivelul celorlalte credințe, iar când ne rugăm împreună înseamnă că și cei cu care ne rugăm sunt în același duh cu noi. De aceea apostolii au pus aceste canoane ca noi să nu ne pierdem. Pentru că nu suntem în același duh. Suntem vecini, suntem prieteni, dar nu suntem în același duh. Noi suntem în Duhul lui Hristos, adevărat. Noi suntem în Duhul lui Hristos autentic, așa cum Hristos a lăsat în biserică. Și nu ne putem relativiza cu cei care s-au rupt de biserică. Adică credința cea dreaptă să fie la același egal și la același calapod cu ceilalți. Nu asta din orgoliu, așa cum spune că a, că voi vă dați cu bunică în piept că sunteți cei credincioși. Nu. Nu are nicio treabă cu asta. Fiecare are părerea lui că el e cel mai drept credincios și așa mai departe. Dar e vorba de Duhul rugăciunii. Adică rugăciunea unde este Duhul Sfânt, da? Este altfel decât rugăciunea unde nu este Duhul Sfânt. Mă refer la rugăciunea bisericii, nu la rugăciunea personală. Că rugăciunea mea personală pot eu să fiu chiar ortodox și să am o rugăciune cu răutate sau o rugăciune viciată, astfel încât să rugăciunea mea să nu fie auzită de Dumnezeu. Dar mă refer la rugăciunea bisericii. Pentru că există cultul divin public și cultul divin particular. Cultul divin particular este cel când mă rog eu singur acasă, în căsuța mea, în camera mea, mă pun în genunchi și spun îngerașul Tatăl nostru, așa cum știam de mici, da? Dar mai este și acel cult divin public. Când mă rog împreună cu credincioșii, cu comunitatea de credincioși din biserică. Din biserică, atât din biserica ca și lăcaș de cult, dar și biserica ca și creație a lui Dumnezeu, trupul lui Hristos, cum spune Apostolul Pavel. Ei, în momentul în care, și mă refer la cultul divin public, acolo unde ne rugăm în biserică, în momentul în care noi, în biserică, am păstrat această, prin această succesiune apostolică, Harul Duhului Sfânt, nu putem să spunem că și ceilalți au Duhul Sfânt, sau putem să spunem că nu ne dă legura să spunem, dar nu este real să spunem că și ceilalți au Duhul Sfânt și să-i lăsăm să creadă că și ei sunt în adevăr. Sau să creadă dacă vrea, îi părerea lor, dar nu să fie din cauza noastră și din vina noastră. Una este rugăciunea în biserică și rugăciunea bisericii și comuniunea bisericii ca și trupa lui Hristos cu Hristos și alta este comuniunea celor care s-au rupt de biserică față de Hristos. Aici trebuie să înțelegem foarte bine. Dacă ei s-au rupt de biserică, de ce mai vin să vrea să se roage cu noi împreună? Părintele Cleopa de la Mănăstirea Silistria spunea un lucru foarte interesant. Da, vrem unire cu toți ceilalți, dar cu condiția să revină la ceea ce au lăsat Sfinții Apostoli. Ei, dacă revin, ne bucurăm cu toții și mergem împreună. Dacă nu revin, totul este o înșelare. Și înainte de încheiere, aș vrea să mai amintesc ceea ce spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă din moneda regală ai falsificat un punct cât de mic, ai falsificat întreaga monedă. Dacă din credință ai falsificat o singură învățătură, ai falsificat întreaga credință. Deci, să fim foarte atenți, să păstrăm bine învățăturile lui Hristos și să nu ne lăsăm păcăliți, cum că toți ne mântuim, orice ar fi, cum ar fi și așa mai departe. Pentru că riscăm să relativizăm credința, riscăm să nu mai avem o identitate a noastră de creștini ortodoxi,
Da? Așa cum ne-a lăsat Hristos prin biserica întemeiată la cinzecime. Și riscăm foarte simplu să ajungem într-un mare haos religios de tip New Age. Și aceasta nu este bine și nu ne folosește nimănui. Iar cei care fac acestea, înțeleg, o fac din diplomație, alții o fac din cine știe ce interese de a se pune bine pe lângă mai mari lumii sau mai mari societății, dar este problema lor. Ei vor da socoteală pentru asta în fața scaunului de judecat al lui Hristos. Cei care sunt sinceri să meargă frumos pe linia pe care au lăsat-o Sfinții Părinți, pe linia pe care au lăsat-o Apostolii prin învățăturile lor și prin canoane și așa mai departe. Citim în Didachia scrierea ale Sfinților Părinți din primele veacuri apostolic și vedem că nicăieri nu se acceptă acest lucru. Și mai ales că spun unii că putem să ne rugăm doar la liturghie să ne rugăm, dar putem să facem vecernia împreună, putem să facem sfințirea apei pe malul Crișului împreună sau nu știu ce putem să facem. Nu. Nu putem să facem. Niciun canon nu spune că doar se referă, rugăciunea în comun se referă doar la liturghie. Nu. Această interzicere a rugăciunii în comun se referă la toate rugăciunile. Absolut toate. Deci să fie clar. Nu există niciun canon care să spună că alte rugăciuni în afară de liturghie poți să le faci. Nu. Asta este o invenție a celor care vor să-și justifice căderile, a celor care vor să justifice apostazia în care se află, dar pe noi să nu ne influențeze acestea. Iar ca și un rezultat, să spun, negativ al slujirii în comun, al ecumenismului acesteia, am văzut clar afirmațiile unui ierarh ortodox român la întrunire ecumeniste care spunea că nu știm sigur unde este adevărul. Ba da, noi știm sigur unde este adevărul. Adevărul este la Hristos, în Biserica lui Hristos. Nu vreau să intrăm în chestiuni din acestea de fanatism. Nu vreau să intrăm în chestiuni de acestea în care să ne batem cu pumnii în piept și cu cărămida în piept. Știm clar că Dumnezeu poate să facă o excepție oricând, dacă vrea să-L mântuiască pe oricine de altă religie, dar îl mântuiește ca om individual, dacă vrea, dar nu ca și învățătura Bisericii. Învățătura Bisericii este una, faptele noastre din biserică sunt una, iar ce facem în particular este alta. Mă refer la cele duhovnicești. Pentru că biserica ne învață una, chiar dacă noi uneori facem alta. Este problema noastră, mergem, ne spovedim, ne căim și mergem înapoi pe calea cea bună. Dar în momentul în care noi continuăm și persistăm în rătăcire, atunci nu avem nicio scuză. Să ne vedem noi de viața noastră fiecare. Iar dacă vrem să căutăm adevărul, să găsim în Sfânta Scriptură, în ce ne învață Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți ai Bisericii lui Hristos. Iar cei care s-au depărtat de Biserica lui Hristos, o fac pe răspunderea lor. Noi negăm, noi arătăm cu degetul. Dacă ei ne arată pe noi cu degetul, este problema lor. Noi nu trebuie să facem același lucru. Chiar dacă o fac în mod greșit. Pentru că am văzut foarte mulți protestanți din ăștia fanatici, că nu toți protestanții sunt fanatici, dar sunt și fanatici între ei care spun ortodox și medeniat, ortodox și așa. Și tot ei vin la întâlnirile, la săptămânile acestea de rugăciune. Deci este clar, nu trebuie să părăm în această ispită, lasă-i să urle cât vor. Noi nu trimitem pe ei nici în iad, nici în rai, o să-i trimitem Dumnezeu la judecată, dacă va vrea sau dacă nu. Asta Dumnezeu hotărăște, nu noi. Noi putem să spunem doar că aceste rugăciuni sunt o păcăleală, sunt o falsitate și nu sunt în Duhul Bisericii lui Hristos. Iar cine participă la ele o face pe proprie răspundere, iar noi știm că dacă nu sunt în Duhul lui Hristos, e bine să nu mergem acolo. Să-i lăsăm pe diplomat să-și facă partea lor diplomatică, pe politicieni cu partea politică, iar noi să vedem de ceea ce ne învață biserica noastră ortodoxă. Adică este un duh sincretist, un duh, cum să spun, artificial, niște cuvinte alese, astfel încât să nu spunem adevărul, să spunem doar ceea ce ne unește, nu ceea ce ne desparte, așa, ca să nu spunem adevărul, pentru că în momentul în care spunem ceea ce ne desparte, cam deranjează și este un adevăr care deranjează pe unii. De aceea, noi ne limităm la ceea ce ne unește și nu ceea ce ne desparte. Mă refer la ceea ce fac ei în aceste întâlniri.
în cadrul acestor întâlniri. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm pe calea mântuirii, să rămânem în picioare din punct de vedere al dreptei credințe și toate aceste diplomații politice, așa cum s-au născut, așa să le lăsăm să se spulbere singure. Ele rămân doar la nivelul declarativ, doar la nivelul unor acțiuni oficiale, dar în plan neoficial noi ne ducem viața noastră mai departe, mergem la biserică, ne spovedim, ne împărtășim, ne rugăm acasă, avem grijă de familiile noastre, ne comportăm frumos în societate și, bineînțeles, în primul și în primul rând, mai important decât toate, să păstrăm dreapta credință în Iisus Hristos. Pentru că una este credința lăsată de Hristos și despre care El ne spune păstrați poruncile mele dacă vreți să vă mântuiți și alta este credințele făcute de oameni, dar care nu sunt de folos la mântuire. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.